și bine ați revenit pe pagina mea de YouTube. Astăzi vom lucra împreună fesele. Acest antrenament este format din cele mai bune exerciții pentru formarea feselor, așa că te vor ajuta să îți bombezi fesele și să le dai o formă mult mai rotundă. Pentru acest antrenament eu voi folosi această bandă neagră pe care o poți achiziționa de pe site-ul gymbeam.ro și ai și cod de reducere pentru ea. Această bandă vine într-un set de 3 benzi și eu voi lăsa link și cod de reducere în descriere și pe ecran dacă vrei să lucrezi mai intens și să ai rezultate mai bune. De asemenea, dacă ai nevoie de puțin ajutor, eu voi lăsa un program cu zilele în care trebuie să faci acest antrenament pentru a obține niște rezultate foarte bune. Înainte să trecem la treabă, dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să apeși pe acest buton de subscribe, pentru că sunt aici foarte des cu antrenamente, informații de fitness și rețete sănătoase, așa că nu mai vrea să ratezi niciun astfel de video. Acum, haideți să trecem la antrenamentul nostru. Începem cu primul exercițiu și vreau să pui banda puțin mai sus de genunchi. Dacă nu ai bandă, poți să faci aceste exerciții și fără bandă, le vei simți la fel de bine, însă banda te va ajuta să pui mult mai multă intensitate. Vreau să ții picioarele drepte și puțin depărtate și le ridici în sus, le ții acolo 2 secunde, revii ușor înapoi. Picioarele puțin depărtate. Foarte bine, următorul exercițiu, ridici genunchii sus, rămâne pe burtă, picioarele sus de pe santea foarte puțin și depărtezi picioarele în lateral, le apropii ușor înapoi. Nu uita să ții picioarele puțin sus de pe santea, depărtează picioarele cât de mult poți. Acela a fost puțin mai intens, foarte bine. Banda puțin mai sus de genunchi, rămâne acolo, sprijinit pe coate și duci piciorul din lateral, în lateral, cât de în lateral poți și puțin în sus. Du piciorul în lateral, atât cât îți permite banda. Dacă nu folosești bandă, încearcă să duci piciorul foarte, foarte în lateral și în sus în același timp. Foarte bine! Lucrăm pe același picior, însă sprijini pe brațe de data aceasta și ridici piciorul în lateral cât de sus poți, revii ușor înapoi, vreau să ții piciorul sus 2 secunde, apoi revii înapoi și repezi mișcarea. la picior aceste două exerciții. Primul exercițiu, sprijiniți pe brațe și duci piciorul din lateral în lateral și puțin în sus. Încearcă să ridici piciorul cât de sus poți, atât cât îți permite banda, sau dacă nu folosești bandă, ridică-l până simți că acela este maximul unde poți să duci piciorul. Ne ridicăm înapoi pe brațe și din nou vreau să duci piciorul în lateral în sus. Îți iei acolo 2 secunde, revii ușor înapoi și repeți. We'll find the remedy. Oh, would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you. Foarte bine, ne așezăm pe fese. Picioarele puțin depărtate, banda puțin mai sus de genunchi și vreau să depărtezi genunchii în lateral cât de mult poți. Revii înapoi și repeți mișcarea. Acest exercițiu trebuie executat puțin mai rapid. Ne așezăm pe spate, picioarele puțin depărtate, banda mai sus de genunchi, rămâne unde este, ridici fesele în sus, depărtezi genunchii, când ridici fesele în sus, brațele în colț, revii înapoi și repetăm. Brațe în colț foarte bine din fese și să depărtezi genunchii cât mai în afară atunci când bazinul tău este sus. If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or we'll just stay. Rămânem în aceeași poziție, picioarele puțin depărtate. Ridicăm bazinul sus, rămânem acolo și depărtăm genunchii cât mai în afară, ușor. Revii ușor înapoi și repezi mișcarea. Depărtează cât mai bine genunchii, ține fesele sus și încordate. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Foarte bine, avem un minut pauză, bea puțină apă, odihnește-te, apoi continuăm cu alte exerciții. Încearcă să stai cu mine până la sfârșit. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. E bine, ridică banda puțin mai sus. Picioarele apropiate, ne ridicăm sus și depărtăm ușor piciorul în sus. Însă de data aceasta ține picioarele ridicate și depărtezi doar genunchii. Răvii ușor înapoi. And come back when you're older. Go catch the storm within your broken bones and be wild, 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 wild. Păi, ne întoarcem de partea cealaltă. ușor, au picioare. Lasă pui banda puțin mai jos de genunchi. Și facem gema flexiuni, gema lateral, în lateral. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. I see you standing there, a soothing atmosphere. Smell of your aftershave, sweet blossom in the rain. You flip around your hair as if you're unaware, but you should know that I'm looking at you. Foarte bine. Următorul exercițiu, banda puțin mai sus de genunchi. Ne aplecăm în poziția de genoflexiune, depărtăm genunchii în afară, îi apropiem. Execuți exact la fel și dacă nu folosești bandă. Depărtăi genunchii, îi apropii și stai cât de jos poți în poziția de genoflexiune. Bine, banda puțin mai sus. Pentru acest exercițiu trebuie să te sprijini de ceva ce este lângă tine, perete, dulap sau orice este lângă tine și duci piciorul drept în lateral, cât îți permite banda, revii ușor înapoi. Exact la fel pe celălalt picior, ultimul exercițiu, ridici piciorul în lateral, atât cât îți permite banda, mișcările ușoare, asigură-te că ridici piciorul cât de sus poți ca să te pune foarte multă presiune pe fese.